Mai departe, Sabina a găsit un subiect foarte interesant. Au apărut deja cotele pentru sezonul viitor al Ligii 1. Și cine credeți că este favorită? Ca întotdeauna, echipa noastră preferată, FCSB, așa cum spuneam de altfel, că indiferent ce s-ar întâmpla, FCSB va fi, măcar până când matematic nu mai e posibil, favorită la câștigarea titlului din Liga 1, urmată foarte aproape de CFR Cluj, Craiova, iată o cotă 10. Acum, evident, cotele astea sunt cu caracter informativ, pentru că va conta mult și ce schimbări se vor face în vară. Viitorul, Sabine, cota 15, ai paria pe câștigarea campionatului, de exemplu, Craiova, cota 10, sau Viitorul, cota 15? Da, pe Viitorul n-aș paria, dar în cazul Craiovei, eu cred că aș... Acea cotă de 10 ar trebui ușor redusă pe la un 8, un 7, 5, 10, 8. Ce ar însemna asta, spre exemplu, pentru un oltean, un fan al Craiovei? Dacă ar pune, să spunem, în momentul ăsta, sau mâine, sau săptămâna viitoare, sau până începe campionatul, că sunt convins că vor fi asemănătoare cotele și la începutul campionatului, 100 de lei, în vara viitoare, în mai 2020, ar putea câștiga, primi de pe urma pariului, dacă CSU Craiova câștigă titlul, 1000 de lei, cu care se duce în vacanță, nu? Da, da, s-ar duce în vacanță. Apropo de cote, vor fi asemănătoare, dar să știi că și apropo și de FCSB, această idee, cum că oricum e favorită la titlu, indiferent de ce se întâmplă, dacă va fi numit un antrenor din acea categorie, în sfârșit, un Edi Iordănescu, cei care nu mai vorbesc de Șumudic, eu cred că FCSB ar ajunge pe la cota 1.50, CFR s-ar duce undeva în 3 ceva, cota Craiovei s-ar apropia de cea a Viitorului, pentru că cam așa variază cotele în cazul FCSB-ului. Momentan sunt decente. În sfârșit, eu sunt bucuros de un singur aspect în tot acest haos al fotbalului intern, la această lipsă a investițiilor, a bugetelor care să asigure plata salariilor, lipsa valorii, oricum masiv prezentă la orice club. Mă bucur că se creează un grup de trei formații, FCSB, CFR și Craiova, care, știu eu, vor lupta între ele și automat concurența naște și calitate, sau cel puțin asta sperăm. Pe Dinamo, Sabino, o vezi acolo între echipele astea care s-ar bate la titlu? O să fie în top 6, nu o să se bată la titlu pentru că nu are banii celor trei, dar va fi în top 6 sezonul viitor. Da, cred, uite, în fotbalul ăsta pe care l-am văzut acum, în care de la campionatul mondial încoace, pare că primează antrenorul care știe să motiveze jucătorii și mai puțin strategiile tactice, fotbaliștii de mare valoare. Să nu uităm că în finala Ligii Campionilor sunt două echipe cu mulți jucători foarte, foarte modești. Crezi că Dinamo în felul ăsta nu și-ar putea face loc între candidatele la titlu? Eu nu cred. Adică eu mă aștept să o văd pe Dinamo între echipele care se bat la titlu. Da, nu știu ce să spun acum. Rednic, într-adevăr, este un antrenor capabil și a demonstrat chestia asta. Dinamo joacă oarecum altfel decât a făcut-o, să zicem, în prima parte a sezonului regular. Dar nu cred, nu are potența financiară Dinamo pentru a urca acolo. Dacă ești de acord, Sabin, noi am discutat acum practic de primele echipe, cele care par favorite. Putem relua discuția săptămâna viitoare și să vedem cum variază cotele. Probabil vor mai fi mici creșteri, mici scăderi. Și atunci o să mai detaliem subiectul ăsta cu următoarea ediție a Ligii 1. Ce zici? Da, într-un totul de acord. Bun, atunci să mergem mai departe și să vedem care sunt supercotele pariuri 1x2. Sabina a selectat câteva meciuri, haide să le vedem. Da, Sabine, hai să vedem care la Dunărea Călăraș-Chiajna, spre exemplu, ce... Spaliem pe un PT 2,5 tura asta, pentru că nu mai au motive să joace închis cele două, cota 2 și 15. Ljubljana cu Mona 11 peste 2,5 goluri, Excelsior să se califice la o cotă de 2,25, o cotă foarte bună, și Dinamo Poliaș pe pariul de care vorbeam mai devreme, peste 6,5 cartonașe galbene, cota 2 și 18, eu cred că vor fi și mai mult de 7, dar ne limităm oare.